Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Situație tensionată peste Prut. Ați auzit la știri unde Poliția Republicii Moldova a anunțat că a reușit să dejoace un plan de destabilizare a situației din țară pus la cale de Rusia. Fiind arestate zeci de persoane implicate, poliția susține că a obținut datele după ce a infiltrat un agent în gruparea de diversioniști. Ieri, de altfel, a avut loc un meeting la Chișinău, organizat de partidul unui infractor fugit din țară, Ilan Șor, meeting care ar fi trebuit să fie pretextul pentru declanșarea unor violențe în centrul orașului. Câteva mii de manifestanți au încercat să ajungă la sediul guvernului, fiind opriți de forțele de ordine, au avut loc și unele încăierări. La telefon este profesorul Armand Goșu, specializat pe spațiul ex-sovietic. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bun, acum, evenimentele din Chișinău și din Moldova vin după ce de mai bine de o lună. Cred că de la începutul lunii februarie, autoritățile din Ucraina și de la Chișinău au anunțat că au obținut detalii despre organizarea unor astfel de acțiuni de destabilizare, organizate subversiv de Kremlin. De altfel, retorica oficialităților ruse la adresa Moldovei în ultima vreme a devenit extraordinar de agresivă și provocatoare. Întrebarea mea e, ce rost mai are o încercare subversivă de destabilizare din moment ce toată lumea știe de acest plan, deci nu mai e subversiv? Poate reușește, dacă tot repeți, poate e norocul și până la urmă reușește. Aș mai adăuga aici, acum câteva zile, și Statele Unite, la cel mai înalt nivel, au confirmat existența acestor planuri de destabilizare a Republicii Moldova. Cunoscând totuși faptul că instituțiile americane de informații sunt destul de exacte, chiar cei care ultimii care mai aveau îndoieli privind existența acestor planuri ar trebui să renunțe la ele, să ia în serios. Iar ce a prezentat ieri la conferința de presă șeful poliției Cernăuțeanu, Viorel Cernăuțeanu, e nou șef al poliției, a avut o conferință de presă de jumătate de oră foarte, foarte bună, foarte penetrantă, cu informații, cu film pe care l-a explicat. Zic eu că sunt acolo suficiente probe. Deci cei care mai aveau îndoieli și puneau evoluțiile din Moldova pe seama luptei politice între putere și opoziție, ar trebui să lase deoparte acele îndoieli și să ia foarte în serios pista infiltrărilor rusești și acțiunilor rusești subversive. Cât de departe credeți că ar putea merge Kremlinul pentru a destabiliza Republica Moldova? Adică ne-am putea aștepta și la acțiuni teroriste, de pildă, sau la reaprinderea conflictului transnistrean? Merge atât de departe că poate să meargă de departe. În acest moment Rusia nu mai are atât de multe resurse încât să producă destabilizarea Republicii Moldova. Încearcă utilizând să spunem rețelele locale ale unui partid politic al unui oligarh Fugar care se află în Israel, celebrul de acum Șor, care reușește să transferă suficient de mulți bani, se pare, încât să mai plătească lumea autocare, autobuze, să aducă lumea la meeting. Există, să spunem, această conivență de interes, pe de o parte între oligarhi și fugari, care vor să evite cu orice preț reformarea Republicii Moldova, demantelarea rețelelor lor pe care și le-au construit în ani buni, în justiție, la Ministerul Economiei, la VAMă, așa, și Rusia, care are și atât interesul să destabilizeze Republica Moldova, dar dintr-o perspectivă a războiului pe care îl poartă împotriva Ucrainei, încercând să spargă, să spunem, unități ucrainiene și să aducă 10-15 mii de soldați, dacă se poate, la granița cu Republica Moldova, în regiunea Odessa, tocmai pentru a micșora forța de șoc a grupării care, să spunem, îi se opune în Donbass. Ce poate face concret România pentru susținerea regimului pro-european de la Chișinău, care deocamdată rezistă? E greu să spun ce poate face România. Presupun că România face destul, a ajutat în timpul iernii Republica Moldova cu gaz, cu energie electrică, în momentul în care, din cauza bombardamentelor rusești împotriva în Ucraina, Republica Moldova a rămas fără curent electric. Probabil că sunt pe linia instituțiilor de informații, contacte, se transfer, dar mi-e greu să cred că pe